de români și-au petrecut revelioanele cu Nae Lăzărescu, actorul care ne făcea întotdeauna să râdem cu lacrimi, oricât de supărați am fi fost. Așadar, dumneata, recunoști că ai băut. Cei care totuși aflaseră de suferința lui au sperat până în ultimul moment că Nae se va ridica din pat și va urca din nou pe scenă. Dar actorul care a făcut să râdă generații întregi nu mai avea putere nici să zâmbească. Alături de Vasile Muraru, Nae Lăzărescu forma unul dintre cele mai iubite cupluri de comedie. Revelioanele petrecute alături de ei vor rămâne veșnic în amintirea noastră. Dar... Nu se poate, domnule, nu e adevărat. Plănuiam când revine, cu care spectacol să-l reluăm, ce spectacol, să filmăm și sketch-ul pentru Revelion, cu acasă, cu echipa, dar asta e viața. S-aud aplauzele aici, s-aud aplauzele în sala goală, s-aud ovațiile, s-aud inimile spectatorilor bătând de emoție pentru emoția noastră de pe scenă pe care o transmiteam și pentru fluidul care se crea între noi doi și cei din sală care plătiseră să ne vadă. Pentru să facem o masă de Revelion. Masă? Să le dăm pâine și circ. Păi să le dăm. Te-am prins. Ești nou, meserie. Aman. Da. Se vede, bă. Aman. Nou. Înainte. Da, mamă. Nu pleci nicăieri, pune-ți pijama, o, ce vreau să facem rebus. Îi faceți o statuie omului. Facem. O să fie ce o să fie, la mulți ani.